Foca, cu compania de transport public Cluj-Napoca și cu Banca Comercială Română. Mai departe o să dau cuvântul colegului meu, Ciprian Nicolae, care este șef de departament acceptare card Banca Comercială Română, pentru alte detalii. Mulțumim. Ok. Vorbim de o soluție de plată cu orice card contactless bancare mis oriunde în lume pentru transportul în comun. Aici avem o soluție pentru transportul în comun de suprafață. Orice card Visa, Mastercard, de orice bancă, fie el card fizic, fie el telefon sau fie un smartwatch, funcționează fără probleme și o să facem și o demonstrație. De ce este foarte utilă această soluție și vreau să fac o precizare, este unică în România. Deci suntem singurii care avem această soluție și o putem promova pe piață. Este un sistem care îi permite călătorului să se urce direct în mijlocul de transport în comun și prin simpla apropiere a cardului, a telefonului sau a smartwatch-ului să își achite călătoria. Nu trebuie călătorul să mai alerge după o casă de bilete, nu trebuie să mai alerge ca să vadă de unde și cum își poate achiziționa biletul. În momentul în care vede siglele Mastercard și Visa, sunt reglementări internaționale, înseamnă că pot să plătesc cu propriul meu card, indiferent de unde sunt, din Australia, din Statele Unite, Europa și așa mai departe. Da? Este o soluție sigură, este construită pe reglementări Visa Mastercard, cu elemente de securitate foarte puternice în spate, astfel încât posibilitățile de facturare sunt aproape zero. O să fac o demonstrație cu trei tipuri de metode de plată. Da? O să folosesc un card bancar, o să folosesc un telefon, așa cum știți, e Apple Pay și a deschis granițele către Europa, inclusiv România, și respectiv cu un smartwatch, astfel încât să se poată vedea multitudinea de posibilități de plată. O să folosim prima oară un card. Bine. Mă dau mai așa ca să fie vizibil pentru linia voastră. Tehnic, călătorul se suie, își apropie cardul de aparat, se aprind cele patru beculețe și așteaptă confirmarea plății și respectiv chitanța călătorului. Își apropie cardul, se aprind cele patru beculețe, ecranul rămâne verde și tranzacția este acceptată. De asemenea, dacă la momentul tranzacției ecranul se face roșu, înseamnă că tranzacția nu a fost acceptată, călătorul primește de asemenea chitanță, motivul pentru care tranzacția nu a fost acceptată. O să folosim și un alt card, de fapt, ca să vedeți un card. Prima a fost un card PCR, folosim un card BRD. La fel, tranzacția este acceptată. Acum o să utilizăm o aplicație, un wallet Apple Pay, un card de asemenea de la o altă bancă, numai un pic mi-a făcut autentificarea, îl apropiem. Tranzacția fiind un card ING este o tranzacție online, da? De asemenea puteți identifica care este o tranzacție acceptată. O să facem și cu smartwatch-ul. Și o să folosim un card Revolut de data asta, da? Mastercard. Îl apropiem. Așteptăm autorizarea. Deja pe ceas ne-a apărut check că tranzacția
este ok, de asemenea tranzacție acceptată. Ca să vedeți cum funcționează o tranzacție care nu este acceptată, o să repet cu ceasul o tranzacție cu un card de masă. Cardurile de masă nu se acceptă la transportul în comun, normal, că aia sunt de masă, să nu funcționeze în transportul în comun. Imediat să ajungem la cardul de masă, este un card de dare de masă, așteaptă tranzacție, pus și o să vedeți că ecranul este roșu. Da? Ecranul s-a făcut roșu și pe chitanță scrie declinat. Tranzacția nu a fost aprobată. Ok, rezumând, este foarte facil atât pentru călătorii orașului, cât și pentru turiști, fie ei turiști de plăcere sau turiști de business, să utilizăm o astfel de soluție. Suntem unii dintre cei mai avansați din Europa de Est în ceea ce înseamnă numărul de implementări realizate. Și tehnic atingem ceea ce numim componenta de Smart City, acolo unde cu toții ne dorim să ajungem cât mai repede cu putință. Am fost foarte plăcut impresionat să mă uit pe diverse statistici în ceea ce privește această soluție de plată și să văd carduri emise în toată lumea care utilizează această metodă de plată fiind foarte la îndemână. Gândiți-vă ca turist când mergeți în afara țării, de unde cumpăr bilet, cum îl achiziționez și așa mai departe. Călătorul scapă de toate aceste lucruri, atât timp cât vede sigla Visa Mastercard, știe că poate plăti cu cardul fără probleme. Eu vă mulțumesc mult și îl rog pe domnul director Neac. Nicolaici. Da, bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns invitației pentru demararea acestei aplicații. Așa cum știți, compania noastră de transport public este într-un alt program de modernizare și la acest capitol, în zona de ticketing, încercăm să facem pași cât mai sănătoși pentru un confort și o calitate a serviciului cât mai ridicată. La această oră știți foarte bine, pe lângă cele 62 de automate în cadrul proiectului de ticketing care sunt în municipiul Cluj-Napoca, pe lângă aplicația achiziția biletului prin SMS, la care vă informez că la nivel de Cluj-Napoca, la ora actuală lunar, peste 300.000 de utilizatori avem, ceea ce este unica cifră pe care se înregistrează la Cluj-Napoca în celelalte orașe. Cifra este procent de 10-20% față de municipiul nostru. Apoi, pe lângă aplicația 24Pay, pe care am făcut-o cu Banca Transilvania, în care, de asemenea, printr-o aplicație de pe telefonul mobil, așa cum și această aplicație de altfel prevede, se poate achiziționa bilet. O altă aplicație este cea prin card electronic sau port card, prin care încarci un număr de călătorii și bineînțeles că le utilizez în funcție de cum ai nevoie. Deci am continuat și continuăm acest proiect în sensul că în zona metropolitană recunoaștem că încă n-am reușit să facem sau să aducem călătorilor noștri toate posibilitățile, facilitățile pentru a le ușura achiziția acestui legitimații de călătorie. Până la urmă, biletul de călătorie este o legitimație de călătorie. Normal că implementarea proiectului este în prima etapă în zona metropolitană. Sperăm ca rezultatele, timpul ne va dovedi să fie bune și dacă, bineînțeles, acest proiect și speranța noastră este că da, avem și noi, am documentat foarte bine, încă din primăvară am demarat acest proiect, din primăvară încă am făcut atonări privind implementarea acestui proiect, dacă el va merge și sperăm să meargă, bineînțeles că vom continua extinderea acestui proiect și pe restul flotei. Dar, repet, în principal, la acest moment, e important că am venit în întâmpinarea celor care călătoresc din zona metropolitană.